Dosarul escrocheriilor cu produse cerealiere de peste 7 milioane de lei. Magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocan, au plasat în arest preventiv doar pe unul dintre suspecți, chiar dacă procurorii au cerut arest preventiv pentru 6 persoane, iar pentru alte două au solicitat arest la domiciliu. Menționăm că în total în dosar figurează 18 suspecți. 3 dintre ei au fost plasați anterior în arest, 3 au statut de bănuit, iar încă 7 sunt deținuți condamnați pe viață. Amintim că bănuiții ar fi creat 3 companii agricole și identificau companii ce voiau să-și vândă produsele cerealiere. Organizatorii schemei se dădeau drept cumpărători, preluau produsele agricole și se angajau să achite în zilele următoare. Paralel însă vindeau produsele altor agenți economici, iar banii și luau lor. Până la moment se cunoaște despre 25 de agenți economici căzuți în plasele suspecților, iar suma prejudiciului este de peste 7 milioane de lei. Oamenii legii au pus la dispoziția presei mesaje vocale dintre bănuiți. Pare că aceștia se înțelegeau cum să împartă banii obținuți din escrocherie. Pune deodată 100 de euro, cum el îi primește, să-ți dea de știri și apoi de-a mai să-i pui și la 900. Luând în considerație că magistrații nu au admis în totalitate cererea procurorilor, iar 7 dintre bănuiți sunt în libertate, procurorii anunță că vor contesta decizia la Curtea de Apel.